ziua, salutări telespectatorilor Capital TV și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Călătorii prin Univers. Numele meu este Roxana Meleșcanu și voi fi gazda dumneavoastră din această nouă emisiune și astăzi din nou călătorim prin universul științei Cash și l-avem alături de noi ca ghid pe Barbu Constantin. Bine ai revenit, Constantin! Bine v-am regăsit, bună Roxana, bună ziua dragi telespectatori! Ce faci, cum te simți și spune-ne un pic despre tema aleasă pentru ediția de astăzi. Astăzi am ales să discutăm despre elevarea sufletului sau varianta simplă la a nu mai face nano și gans, pentru că până acum am prezentat cum să producem această tehnologie spațială și acum venim și cu varianta în care nu avem nevoie să producem această tehnologie spațială, deoarece aceste câmpuri plasmatice sunt peste tot și învățăm să ne conectăm la ele fără a mai face nano și gans, sau putem să facem din nou nano și gans. Sună minunat! Bun, haideți să introducem un pic sau să reamintim telespectatorilor, vorbind despre o temă atât de frumoasă, cum astăzi, în zilele noastre, mai mult ca oricând, știința și spiritualitatea se unesc. Nu mai sunt separate, ci se întrepătrund, ajung în esență în același punct și astăzi este o emisiune dedicată de a trezi interesul să ne ducem în această direcție, a esenței. Bun, când vorbim despre esență, despre suflet, care este principiul științei plasmei Cash? Câte suflete are omul? Cum este el în manifestare? Domnul Cash ne oferă, mai mult de 2 ani jumate, ne oferă cunoaștere la nivel de suflet, această, cum am declarat, elevarea sufletului sau sufletelor, pentru că ființa noastră, corpul nostru, deține 2 suflete principale, atât, deci este sufletul totalității sau sufletul principal, care este poziționat în creier, și apoi se manifestă sufletul fizicalității, care este inima. Iar împreună creează această unire cu sursa. Doar așa se poate uni și sufletul acela, de exemplu, să-și găsească misiunea sau să-și dezvolte abilitățile latente, doar într-o simbioză, un echilibru între inimă și sufletul totalității, poate să existe acest beneficiu. Minunat! Pe harta mea personală eu mi-aș traduce conștiința trează, conștiința luminată, îndemnezeită, se apleacă către iubire și astfel formează conștiința iubirii. Da. Minunat! Deci sufletul are în această întrupare un vehicul, o hăinuță. Care este acest trup minunat? Ce ne servește în lecțiile de viață pe care le avem de învățat și pentru care am venit aici? Bun, în cadrul științei plasmei Cash, care sunt elementele prin care acest corp este manifestat? Pentru a răspunde la această întrebare, aș vrea, dacă regia este pregătită, să ofere un filmuleț, pentru că e mai ușor ca la această întrebare să răspundă domnul Cash și noi să venim să completăm cu înțelegerea noastră unde se află poziționat sufletul totalității în corpul uman. Acesta este subiectul filmulețului care o să-l urmărim în continuare. Mulțumesc frumos! Thank you.
some human bodies, brain, we can position the soul of the man. It's a clear placing, but it's got a physical part, it's got a what you call, the field side. Because sir, in one of your... I'm going to just wait one second, please. One second. Thank you. I look beautiful. Thank you. Just wait. Do you see what's on the picture? Yes. Open it up. I'm going to show you something else. Opened up. Do you see the hole? Can you see the hole inside? The small one, the tiny one, the black one. Yeah. Would you like to see the soul of the man in different shape or form? We don't see in most of the physicality so clearly. Now, go to a hospital and ask, can I have an MRI of my body on a very fine scale and find your own soul. You'll be puzzled. What we teach is that theory. But you have to understand what you're looking for, and not all the brains can show such a clear cut. And this is Naomi's. You can go and find his place. In different bodies, in different shapes, I can show you a number of them, but we don't know if they have a copyright on it, that it can be shown. You can go on the internet and look at the image of the brain scan. You find it in the brain of every man. You have to understand what you're looking for, not into empty cavity spaces, which are some in the brain of every individual. In this case, there's a separation. He has an explanation why he's there. The other point of it is somewhere in the center. It has a parallel.
this, we can explain why it's in this shape, in this way. Foarte interesant. Bun, deci, care sunt elementele prin care corpul ajunge în manifestare? Ca să se manifeste un suflet pe această planetă, elementele constitutive sunt aminoacizi, în primul rând carbon, oxigen, hidrogen și sarea neiodată. Practic, sarea neiodată este secretul nostru pentru a ne manifesta și pentru a ne menține o viață sănătoasă într-un echilibru perfect cu sufletul totalității. Minunat! Și legat de procesul de maturitate spirituală, care este cunoașterea pe care ne aduce știința plasmei cash? În cei 5-6 ani când am început să, de când am început, mulți oameni să realizăm nanomateriale și gansuri, a apărut și acest aspect de maturizare spirituală, deoarece suntem plasme, suntem plasme magnetice și gravitaționale care oferă energie și emit energie. Adică câmpul magnetic îți oferă energie și câmpul gravitațional vine să scoată energia de acolo din exces, se întoarce ceva către tine. Atunci colegii noștri au avut posibilitatea și noi toți am avut posibilitatea să ne poziționăm ori magnetic, ori gravitațional. Și aici vine partea de maturizare spirituală în care identificăm persoane care doar oferă energie, suflete, sau sunt suflete care doar absorb energie și nu mai dau înapoi. Și aici sunt ceea ce cunosc oamenii ca și egoiști, oameni care doar iau, strâng, colectează și nu oferă nimic în schimb. Înseamnă că aceste suflete încă nu s-au maturizat, încă sunt în stare de absorție, adică câmp gravitațional puternic. Noi suntem pe și câmp gravitațional pentru că și absorbim energie, așa cum domnul Cash este un căutător al cunoașterii și noi suntem căutătorii cunoașterii, în care de la Dumnezeu, de la Divinitate, obținem această energie, deci câmpul gravitațional, și în schimb, ca să creăm acest câmp de echilibru infinit, începem și noi să oferim din această energie. Și atunci apare această maturitate spirituală și atunci sufletul se poziționează și magnetic și gravitațional. Deci maturizarea noastră spirituală în legată de tehnologia noastră, de știința plasmei cash, vine atunci când și oferim din ceea ce am primit, din cunoașterea noastră, din prea plinul nostru, din ceea ce noi am reușit să înțelegem, noi putem să predăm mai departe foarte liber și fără a pune îngrădiri, și aici foarte multe îngrădiri materiale, iar ne blochează aspectul acesta de maturizare spirituală, l-am mai discutat și în alte emisiune, poziția sufletului în care intră în contact cu energia divină și nu mai poate pune după aceea pentru a oferi, nu mai poate să pună îngrădiri materiale și doar oferă. Știe doar să ofere și bineînțeles aici se vor poziționa alte suflete, pentru că dacă avem o masă plină cu magneți, un singur magnet, fie el că este mic sau mare, poate să miște ceilalți magneți și astfel există această avalanșă, să zic așa, această cascadă în care dacă o singură persoană începe să ofere necondiționat ceea ce a primit, într-o comunitate sau într-o țară o să reușească să miște foarte multe lucruri la nivel de câmpuri. Astfel, oamenii vor primi această informație, pentru că sunt de obicei pe gravitațional, vor absorbi rapid această informație, iar ei mai departe au un examen de dat. Și aici vine maturizarea în care vedem colegi care oferă informații și vedem colegi care nu oferă informații și atunci întotdeauna ne vom separa în funcție de poziționarea noastră magnetică sau gravitațională. Da, este o atitudine specială, cea în care te simți complet, întreg, plin și din acest spațiu interior, din această stare de a fi, știi că ai de dăruit. Nu-ți mai lipsește nimic. Ai deja tot ceea ce-ți trebuie.
și ca atitudine interioară, vii și oferi deja din prea plinul tău. Am mai atins puțin acest subiect, dar merită reamintit, pentru că din poziția asta în care te pui în serviciu, tu dăruiești, sigur, universul vine pe nenumărate căi și îți oferă mai mult din care să dăruiești și mai mult. Este într-adevăr o atitudine mentală diferită, emoțională, da, din starea de a fi deja plin, cu graalul plin, cu centrul plin, și de aici, bineînțeles, oferi lumină, iubire, cunoaștere, ceva ce să fie în folosul umanității, spre binele cel mai înalt al tuturor pe care, cei pe care îi atingem, spre binele nostru cel mai înalt. Și da, totul se schimbă, este o schimbare de atitudine. Și da, merită doar o încercare. Poate momentan în nu orice context din viață este preelnic, dar să găsim acel aspect din viață în care putem măcar să jonglăm cu ideea și poate să luăm o mică acțiune. Și da, îți umple sufletul de bucurie. Chiar, noi comunicăm suflet de la suflet. Cum putem comunica mai bine? Deci, cum comunicăm deja, cum putem comunica mai bine? În primul rând, noi suntem ca niște telefoane celulare. În noi se găsește destul de multă informație cât să manifestăm în afară ceea ce noi nu putem să manifestăm în interiorul nostru. Și atunci au apărut telefoanele ca model de comunicare preistoric, pot să-i spun, pentru că noi am putea să comunicăm și comunicăm în varianta naturală și se numește telepatie sau teleempatie, adică intrăm într-un flux de energie, acest flux de energie infinit, care, v-am spus, e nevoie de deschiderea inimii și e nevoie să lăsăm sufletul totalității să-și planifice misiunea mai departe. Abia atunci există apare această empatie, da? Deci de la inimă către creier, către suflet. Apoi, când există această empatie, există un câmp magnetic gravitațional, pentru că și emoțiile se manifestă tot ca și câmpuri magnetice gravitaționale, iar dacă o persoană cu care noi dorim să comunicăm intră la fel pe acest câmp magnetic și gravitațional, adică își deschide inima, are cunoaștere despre telepatie sau despre transmiterea gândurilor în timp instant. Adică timpul și spațiul totul se compresează și putem să trimitem informații, energie și informație oricărui suflet, indiferent de poziționarea geografică sau poziționare, bineînțeles, la nivel de densități. Pentru că există comunicare în planul fizic cu ființele care sufletele care s-au manifestat într-un corp umanoid, să spunem, sau cu plantele noastre, sau cu ființele verticale, așa cum considerăm animalele, și ființe verticale, așa cum considerăm plantele. Procesul este același, dar e nevoie să intrăm în acest câmp de empatie. Iar pe acest câmp de empatie se pot transmite informații, iar de obicei informația o primim în timp instant, este analizată la nivel de suflet în primele de sufletul totalității, este filtrat de sufletul fizicalității, de inimă, și ajunge de rapid în 3 secunde. Există acest studiu realizat de Institutul Inimii din America, în care confirmă că în primele 3 secunde noi primim o informație și știm acea informație de unde e. După aceea apar îndoieli, după aceea apare minte, analizează, dar în primele 3 secunde dacă suntem conștienți de câmpurile care ne înconjoară și cum le putem direcționa și cum putem să absorbim aceste câmpuri, noi avem acces la foarte multă informație și nu avem nevoie de tehnologie. Dar pentru acest lucru e nevoie un pic de înțelegerea câmpurilor universale care se manifestă și oamenii au deja aceste experiențe, dar ei le numesc întâmplări. Noi le spunem că sunt sincronicități. În momentul în care ești cu telefonul în mână sau nu ești cu telefonul în mână, nu contează, simți că cineva o să te sune.
Deci s-a creat acest fir de teleempatie, acest fir magnetic-gravitațional între două suflete, indiferent de poziționarea lor, și peste 5 minute sau peste 5 secunde sună telefonul și vezi că este acea persoană. Acela este un model de comunicare care e nevoie să fie studiat, aplicat și dus mai departe, pentru că de la comunicarea aceasta fizică, de la o persoană care este manifestată în această realitate, fie că e plantă, fie că are un suflet care e manifestat, putem să ajungem să comunicăm și cu ființele care nu le vedem, dar care sunt în densitățile din jurul nostru, și acolo e nevoie să folosim mai multe limbaje. Avem și limbajul semnelor, în care, de exemplu, ne întâlnim cu o ființă sau vine o ființă, un umanoid sau o ființă de pe altă planetă vine în contact cu noi și nu știe limba engleză, nu știe limba română, cum putem, și nici telepatie, nici noi nu ne-am dezvoltat-o, poate ei o au dezvoltată, cum putem să comunicăm? Iar domnul Cash vine și ne prezintă că putem să comunicăm prin limbajul semnelor, să folosim mâinile și fiecare deget, în funcție de cum e el poziționat, de exemplu așa, nu este un semn satanist, a fost preluat, înseamnă colaborare, înseamnă acceptare. Sunt foarte multe semne care se dau din mâini, din degete, și au fost preluate și oamenii de aici au vrut să le modifice, dar la nivel universal ele sunt create pe un limbaj universal în care ne putem înțelege cu alte ființe de pe altă planetă. Da, într-adevăr. Și într-un curs de psihologie clasic, o formare sau în cărțile de dezvoltare personală se vorbește despre limbajul non-verbal și de faptul că acesta reprezintă mult mai mult decât o spun cuvintele. Pentru că contează tonalitatea vocii, starea și atât de multe aspecte. Într-adevăr, la nivel mai subtil, mintea creează, toate gândurile noastre creează și conform nivelul de conștiință pe care ne aflăm, din acel nivel de conștiință manifestăm gânduri care sunt, de exemplu, dacă suntem în starea de a fi de teamă, majoritatea gândurilor sunt: aoleu, ce mă fac? Ce se întâmplă cu mine? Mi-e frică. Uite, un război bate la ușă. De pe nivelul de conștiință mai sus, al neutralității, al curajului, al încrederii, al minții legate cu mintea divină, suntem mult mai conectați la soluții. Vedem problema, o acceptăm, o îmbrățișăm și vedem ce putem face pentru a servi din nou întregului, da? Pentru binele cel mai înalt. Foarte frumos. Ai menționat ceva despre ființe de lumină, comunicarea cu ființe de lumină. Ce ne poți spune? În ce număr sunt? Cum percepem lumea asta? Cum putem percepe? Ne este disponibilă? Nu ne este disponibilă? Studiez știința universală sau știința creației și atunci, ca să înțeleg, ca să pot să mă deplasez către alte planete sau către interiorul planetei, pentru că avem ființe care trăiesc în extraterestru și avem și ființe care trăiesc în intraterestru, adică și în interiorul planetei, sunt cavități și se pot accesa aceste civilizații, bineînțeles, în acord cu ei. Deci avem două tipuri deja din start cu cine vrem să comunicăm. Vrem să comunicăm cu cei care călătoresc pe alte planete sau au venit de pe alte planete sau cu cei care deja sunt aici în interiorul nostru. Apoi noi considerăm și ei ne transmit acest lucru. Noi avem o conexiune destul de puternică, noi ca și cercetători, cu mai multe ființe de lumină. Lor le așa le place să nu extraterestri, ființe de lumină. Noi suntem ființe de lumină, doar că aici iarăși se separă în trei categorii, două categorii principale, adică ființe de lumină care au evoluat și sunt foarte aproape de sursă. Atunci apare, sunt ființe care le știm benevolente, care ne oferă informații ca să noi să avansăm la nivel de cunoaștere pe această planetă. Și mai sunt ființe care sunt și ele ființe de lumină, tot ce este manifestat în creație sunt ființe de lumină, doar că ei n-au ajuns foarte, foarte aproape de sursă. Și atunci ei s-au limitat,
cunoașterea lor a fost, s-au limitat undeva la un nivel, să zic, dacă vedem totul liniar, 3-4, nivelul 3-4, densități 3-4, dimensiuni 3-4. Noi încercăm să observăm aceste ființe și asta le putem observa foarte, foarte ușor în jurul nostru, în funcție de emoțiile pe care noi le avem. Dacă avem emoții pozitive, gânduri de iubire, de dragoste, de iertare, de binecuvântări, cu siguranță ființele de lumină benevolente care s-au apropiat de creatori intervin și ne accesează și ne ajută mai mult. Când suntem plini de ură, de lucruri agresive, atunci intrăm într-o rezonanță foarte puternică cu ființele de lumină care au rămas la un nivel de dezvoltare la care ei au ajuns. Apoi există în realitatea noastră, există ființe de lumină care te ajută, adică îți oferă informații așa cum noi suntem în contact și să sperăm că lucrurile care, informațiile pe care ne le trimit o să le vedeți manifestate în dispozitive funcționale, benefice umanității. Apoi există ființele observator, adică ființe care doar observă cultura noastră, observă cum ne mișcăm, cum gândim, cum acționăm și noi intervin, indiferent ce s-ar întâmpla. Și există ființele de lumină gri, să le spunem, atunci alb-gri, în care le vedem că manipulează, vedem că duc umanitatea în frică, într-o cunoaștere limitată și încearcă îndepărtarea sufletelor de Dumnezeu, cum, sau creator, sau sursă, fiecare cum poate să-i spună. Deci, lucrurile sunt simple, în funcție de emoțiile noastre și misiunea noastră, ființele de lumină ne captează mentalul, știu tot despre absolut orice, de la proiecte secrete până la cum a fost creată umanitatea și întotdeauna informațiile din astral, pentru că se face conexiunea cu aceste ființe prin astral, călătoriile în astral sunt sigure atunci când cerem ajutorul ființelor de lumină benevolente, ca ei să ne preia, să ne conducă acolo unde este misiunea noastră, să înțelegem mai mult. Cel mai surprinzător este că informațiile care ne întoarcem din astral nu corespund cu realitățile noastre, deoarece ei ne învață că am fost mințiți, că multe lucruri care sunt scrise, sunt prezentate, sunt manipulări de la ființele care au această misiune să rămână la un stadiu care nu le ajută foarte, nu ne ajută pe noi să evoluăm la nivel de sursă, mai aproape de sursă, și să fim atenți la tot ceea ce se întâmplă, pentru că Dumnezeu ne iubește, imposibilul este posibil, doar că noi vedem toate lucrurile astea limitate și acționăm foarte mult în zona și în zona aceasta agresivă, plină de ură și în special neiertări. Și noi le facem rău prin gândurile noastre, ființelor de lumină avansate, evoluate, le facem rău prin gândurile noastre. Tocmai de aceea nu toată lumea poate și are această conexiune cu aceste ființe. Îi doresc ca foarte multe suflete care sunt aici pe pământ să comunice cu ei și să preia informații și bineînțeles să ne și întâlnim. Da, suntem atât de interconectați. Ne putem conecta la orice și este bine de știut. În potențialul nostru avem, da, drepturi divine pentru a comunica așa cum poate ne este familiar cu Îngerul Păzitor, cel puțin. Să avem această atitudine interioară că suntem ocrotiți, că nu suntem singuri. Întotdeauna putem cere ajutorul. Cere și ți se va da. Chiar în perspectiva aceasta a trei mari energii cosmice, mama, tatăl, copilul divin, sfântă treime, aspecte al lui Dumnezeu, cum vede știința spațială, tehnologia spațială, Cash, această triadă? Este foarte simplu, de data asta n-am mai venit cu să mai arăt lucruri, dar această triadă în care noi o considerăm energia feminină, este energia magnetică,
Iar sensul de rotație a unei bobine, să zic, magnetice, este sensul orar. Apoi se manifestă energia Tatălui Divin, care este în sens antiorar, este energia gravitațională. Apoi se manifestă Sfântul Duh, o altă energie care vine și împletește cele două energii, adică 1 plus 1 creează 3, au o nouă energie, Sfântul Duh este a treia energie din triadă, iar din această triadă se manifestă sufletul omului și aici este copilul. Noi așa-l observăm, triada plus, dacă vedem un triunghi, este triunghiul și deasupra mai avem încă un punct și acela este copilul, acela este manifestarea celor trei energii în planul fizic sub formă de corp și suflete. Mm-hmm. Minunat. O perspectivă ar mai fi de explorat, cum că totul este o replică, micro, macro, macro, micro. Din nou te întreb, știința plasmei cash, cum vede acest aspect? Încercăm să le explicăm colegilor, oamenilor care vin la cursuri. Chiar în acest weekend avem un curs la Nucet de elevare a sufletelor, în care le explicăm oamenilor în felul următor. Există două variante pe care noi le oferim. Nu ai nevoie să faci nano, nu ai nevoie să faci GANS și folosește câmpurile plasmatice exact așa cum poți. Și aici ne ajuți și tu pe parte de meditație. Deci, cine nu are încredere că aceste câmpuri sunt deja și vor ca ele să se manifeste, atunci noi le oferim posibilitatea să facă aceste reactoare de GANS care ne-au fost oferite, cupa 1 și cupa 2 sau un pahar, o viață, și mutațiile pentru oricare tip de virus. Împreună creează acest sistem care îl vedeți pe ecran, sistem de hrănire. Ele se conectează într-un anumit fel, destul de simplu, și împreună creează un câmp plasmatic care, folosit în procesări, poate să aducă foarte multe, foarte multe beneficii. Dar în principiu la nano, pielea noastră, ca asta încercăm să le explicăm oamenilor, de la micro la macro, cum se formează tot, și le explicăm pe ființa noastră. Pielea noastră este un material nano, sau frunza este un material nano, iar ce se întâmplă în interior, în pielea noastră, ca și organe manifestate, sunt aceste gansuri manifestate sub formă de organe sau sub formă de oase. Toate lucrurile care noi le vedem au, dacă noi începem să le studiem foarte atent, o să vedem aceeași ordine și la nivel de univers sau la nivel de galaxii. Totul pleacă dintr-un punct, iar acel punct este energia fundamentală, iar ce se manifestă din acel punct în funcție de elementele aminoacizii care se găsesc pe fiecare planetă, pe fiecare stea, se pot manifesta diferite tipuri de suflete în formă fizică. La noi pe planeta aceasta, momentan cu două mâini, două picioare, avem posibilitatea, dar dacă o să ne deplasăm la nivel de suflet pe alte planete, putem să avem patru mâini și două picioare, în funcție de elementele compozite care le găsim. Dar oamenii în general au înțeles că nu e nevoie să facem multe gansuri, asta încercăm să simplificăm procesul, dar e nevoie să înțelegem și să ne conectăm și să începem să folosim aceste câmpuri plasmatice mai puțin decât am folosit apa plasmatică sau gansul. Deci avem și câteva lucruri interesante în care sunt anumite aplicații de telefon care se pot descărca în telefon și se poate pune telefonul în apropierea unui gans sau în apropierea unui reactor de gans și să văd aceste suflete la nivel plasmatic, cum vibrează, cum se colorează, și invităm pe oameni să înțeleagă și să observe aceste câmpuri plasmatice, deoarece noi creăm o entitate, noi suntem creatori și noi chemăm prin intenția noastră, chemăm energia Mamei Divine, Tatălui Divin și a Sfântului Duh să creăm acest copil, ca
care este Gans. Iar acest copil e nevoie să-l hrănim cu intenții noastre, cu intențiile noastre bune, e nevoie să avem grijă unde îl punem, nu o să punem reactorul de Gans sau Gansul în fața televizorului sau în cuptorul cu microunde. Noi ne gândim ca la un copil, nu o să-l punem pe jos, Gansul sau reactorul de Gans, pentru că un copil are nevoie de iubire, are nevoie de căldură, are nevoie de soare și de lucruri benefice în jur. Și atunci oamenii au deja două soluții, noi împletim, așa cum am zis, împletim partea științifică cu partea spirituală. Noi le spunem oamenilor energia chi, prana, așa arată, sub formă de aceste gaze nano. Dar oamenii în general, și au venit foarte multe doamne, în general cam 70% din comunitatea noastră cred că e formată din doamne, care au înțeles rapid și vin să proceseze aceste câmpuri plasmatice în sesiuni de meditații, în diferite scopuri. Da. Am să revin la două idei pe care le-ai menționat. Una, deci vorbeam mai devreme, mintea creează de pe nivelul de conștiință pe care este. Întâi este starea de a fi și starea de a fi se poate eleva prin puterea intenției. Percep intenția ca o undă care pătrunde în câmp și ne putem mări aspirația folosind intenția. Și cu cât intenția este mai pură, cu atât și intenția cea mai profundă, să ne o știm, prioritatea noastră numărul 1, a mea personal și nu numai a mea, cumva n-am găsit nimic mai puternic până acum decât dorința arzătoare de uniune. Uniune cu Divinul și cu tot ceea ce ne înconjoară, toate formele prin care Divinul se manifestă. Și aici revin la cea de-a doua idee despre care vorbeai mai devreme, Constantin, și anume singularitatea. Punctul de singularitate, non-dualitate, cel prin care totul se manifestă. Totuși, în această manifestare mai avem și conflicte. Cum le putem rezolva, ameliora? Dacă gândim la conflicte, încerc să fac să le induc o imagine în care aruncăm o piatră într-un lac și creează valuri. Acestea sunt conflictele noastre. Deci conflictele oricum sunt. Da? Deci în primul rând acceptăm că sunt aceste conflicte. În momentul în care acceptăm, avem iarăși o opțiune sau două sau mai multe. Opțiunea este să facem și noi, să punem și noi lemne pe foc și să ducem mai departe acel conflict, și atunci dacă aruncăm două pietre în același timp, o să vedeți că valurile se întrepătrund. Câmpul magnetic și câmpul gravitațional. Deci, dacă învățăm din acest exemplu că nu este bine să acționăm, dacă vine un conflict, o acțiune agresivă către tine, să devii și tu agresiv, decât, bineînțeles, există situații în care risc să-ți pierzi viața și atunci e nevoie să devii puțin agresiv. Deci sunt situații și situații. Poate ferm, nu agresiv. Agresiv este o stare de a fi și da, nu cred că conduce la ceva înalt. Avem de stăpânit această tendință naturală care există în psihicul nostru. Asta este perspectiva mea. Agresivitatea are altceva în spate, cumva, dacă ar fi să deschidem niște uși interioare, am putea percepe un răspuns, ci eu văd ca cealaltă latură în non-dualitate, da? Cea care ne face să ne găsim echilibrul, este a aduce pace. Prin orice facem, orice suntem, gândim, simțim, facem, să aducem pace către sine și către ceilalți. Și printr-o stare de detașare de rezultate,
noi facem ce putem mai bine, putem atinge acest echilibru, cât și prin, iarăși, intenția de a spune că de acum încolo agresivitatea nu mai este o opțiune. Nu mai este o opțiune. Ura nu poate domoli ura. Prin ură nu poți să creezi decât ură. Doar starea de pace, ca intenție, ca aspirație, spre care tindem iarăși, și din moment ce intenția este pură, tot universul vine cu puterile sale să susțină această intenție a noastră. Și aici apare stăpânirea de sine, de sinele mic, de ego, și în acest moment, sigur că, na, creștem, evoluăm, sufletul nostru și învață lecțiile, și prin ceea ce Dumnezeu exprimă prin noi, gânduri, vorbe, emoții și fapte, na, se exprimă mult mai frumos, de pe nivelele înalte de conștiință. Sunt foarte pasionată despre acest subiect, ai deschis o portiță foarte frumoasă și am împărtășit din aceste perspective care, în primul rând, pe mine m-au ajutat, pe care le practic constant și mereu mi-amintesc de această decizie, de faptul de a fi agresiv nu mai este o opțiune. Și asta vine cu întrebări și cu conștientizări interioare în orice formă de rugăciune, meditație, contemplație pe care o practicăm. Și întâi ies la suprafață toate formele prin care suntem agresivi, cu fapta, cu emoția, cu gândul, iar mai apoi ies la suprafață tocmai pentru a le preda. Și în energia iertării sunt transmutate și învățăm lecțiile, primim lecțiile. Bun. Mai avem o întrebare legată de cum putem manifesta lucruri pozitive. Aș vrea să termin ideea de la prima întrebare. Deci, cum se neutralizează conflictele? Sigur că da. În primul rând, conflictele se neutralizează prin acceptare și prin poziționarea sufletului în respect pentru ceea ce primește, pentru că primește o energie și indiferent că acea energie este bună, e pozitivă sau negativă, este o energie care este o energie divină și omul ar trebui să mulțumească pentru ceea ce primește. În momentul în care omul mulțumește pentru ceea ce primește, practic se întrepătrund aceste valuri. În momentul în care omul nu mulțumește, apare acest conflict și apare această agresivitate continuă, se duce de la unul la altul în continuu, pentru că niciunul nu este mai inteligent să spună mulțumesc că am participat la această experiență și fiecare să-și vadă de drumul lui în continuare. Astfel, acea manifestare a energiei nu o să se mai manifeste, pentru că apare neutralizarea și neutralizarea este neutralizarea acestei energii care vine către tine. Da, pe harta mea personală, prin practicarea tehnicii hawaiene, Ho'oponopono, într-adevăr există acești pași de îmi pare rău, conștientizez că am greșit, iarăși lumina conștiinței care acum poate accepta, îmbrățișa, te rog iartă-mă, cumva mă și iert, las energia iertării să mă curețe, să mă purifice și de acolo nu mai este nicio suferință, nicio durere, deci nimeni nu se simte vinovat, toate sunt transcense și pot în acel moment de grație, da, de conștientizare, evoluând, să mulțumesc doar în momentul în care iert, sunt iertat, sunt și fuzionez cu iertarea, dar în acel moment, într-adevăr, pot să spun mulțumesc și îi pot spune sufletului din fața mea, mulțumesc, tu, suflet evoluat, prin faptul că poate ai ales să suferi, eu am învățat și am evoluat și îți mulțumesc, iar de acum putem evolua fără suferință, ci prin conștientizare directă. Și este iarăși o alegere. De acum aleg să nu mai sufăr, ca să evoluez, să-mi învăț lecția
ci aleg să rămân în pace și această stare de a aduce pace către sine și ceilalți, detașați de rezultat, de predare divinului, ne aduce capacitatea să facem salturi și salturi de înțelegeri și să manifestăm din ce în ce mai armonios. Bun. Și atunci, cum putem manifesta din starea aceasta de pozitivitate? Starea de manifestările universale sunt la fel, destul de simplu, dacă omul înțelege că nu are nevoie de absolut nimic în jurul său, nu are nevoie de niciun dispozitiv. Noi suntem un dispozitiv complet, perfect, divin, și ce nu facem noi este că judecăm sau nu lăsăm ca energia să circule prin noi exact așa cum sufletul totalității își dorește. Iar în momentul în care sufletul își dorește această, pentru că sunt și suflete care și-au găsit misiunea sau contractul pe această planetă, iar de obicei oamenii au rămas într-o zonă pozitivă, aici apare manifestarea. Deci un protocol ar fi că ar fi bine să ne păstrăm într-o energie pozitivă, indiferent ce s-ar întâmpla. Chiar dacă vedeți că e un conflict la, nu știu, 500 de kilometri de România, este un conflict, este doar o altă realitate creată de alții, în care eu nu vreau să intru, de exemplu, și eu îmi creez realitatea mea și o să urmăresc informațiile care mă sprijină pe mine în evoluția mea. Și atunci ce fac? Neutralizez, zic mulțumesc pentru ceea ce îmi oferi, dar eu aleg varianta mea să rămân într-o zonă pozitivă. Apoi există partea de cristalizare, adică oamenii încep să acceseze nivelul astral și încep să acceseze diferite idei, informații sau ce dispozitive, fiecare ce, la ce are acces. Pentru a manifesta acel ceva, acel obiect din astral, deci el există, dar e nevoie să-l aducem de la nivel eteric, să-l aducem la nivel fizic. Iar lucrul ăsta se face prin cristalizarea ceea ce noi ne dorim, acelui obiect. Și de obicei există un fractal de timp de 15 minute maxim, undeva la 12 minute am găsit noi din ceea ce am fost învățați. Și dacă este realizată o tehnică în care 12-15 minute este vizualizat acel obiect și rămânem într-o stare pozitivă, el începe să se cristalizeze în conștiința noastră, iar Universul, fără a avea așteptări, aici este secretul, fără a avea așteptări, lăsați Universul să se manifeste, pentru că energia este abundentă, este infinită și nu știm noi cum o să se manifeste, pentru că nu avem așteptare, în realitatea noastră. Și astfel, cumva, Universul o să găsească o sincronicitate, iar noi o să obținem acel ceva, acel obiect. Sună bine. Minunat. O bucurie să vorbim despre o asemenea temă astăzi și o bucurie că inclusiv știința ne duce către astfel de stări de a fi. Stări elevate, stări de conștiință a iubirii, stări în care suntem co-creatori alături de Divin, la cele mai frumoase realități și într-adevăr îmbrățișăm ceea ce este, primim ceea ce este și conștientizăm ceea ce este. Ca și conștiință colectivă, într-adevăr încă este o tendință puternică către suferință, suntem aici prin exemplul personal, fiecare dintre noi, să trezim scânteia divină din noi și prin acest exemplu personal să aprindem, să reamintim și acest foc sacru din fiecare dintre noi. La revedere, să fiți binecuvântați pe data viitoare! La revedere!